în proximă va pentru locul 4, 5, 6 și mai, așa mai departe. Eu sunt o persoană care îmi place să fiu locul 1. Deci, pentru asta am și venit aici, am spus domnul Cătălin, rog ca de la început, dacă avem obiectiv îndrăzneț, deci promovarea, atunci vă bag un proiect. Dacă nu, nu are o să-mi pierdem vremea nici unul, nici dumneavoastră, nici nimeni. Știu că este un obiectiv îndrăzneț, dar având, eu am calitățile mele, domnul Cătălin are dânsului și cred că împreună și cu partenerii noștri, cum a spus și dânsul, care sunt în spate noștri și care încă mai avem discuții și cu alți parteneri, vom reuși să ducem acest proiect la bun sfârșit. Pentru aceste lucruri am apelat și la staff profesionist, care cred că ne va ajuta foarte mult la îndeplinirea acestui obiectiv. Și credeți-mă că nu cred că e un obiectiv foarte îndrăzneț. E ceva realist. Suntem și acolo pe Ateneu și trebuie să fim puternici să dăm dovadă că suntem o echipă de tradiție, cum am fost toți acești ani și au jucat în cupele europene. Și cred că datoria noastră e acum să ducem clubul la unde a fost. Am încredere în tot staff-ul, în echipă și în toți ceilalți colaboratori care îi avem. Și sunt convins că dacă vom forma acel grup care am început să-l unim acum momentan, vom reuși.